Subiectele pe care elevii de clasa 8-a le-au primit astăzi la simularea evaluării naționale 2023, proba scrisă la limba și literatura română, au fost în principal cerințe pe baza a două texte la prima vedere. Primul text a fost un fragment din Dansul ursului de Ion de Sârbu, iar al doilea din 30 de ani în șa a lui Felix Țopescu. Elevii au avut un timp de lucru de 2 ore, iar din oficiu primesc 10 puncte. Copiii care au susținut testarea astăzi la școala gimnazială Nano Mușel din Câmpul Lung au precizat că subiectele au fost unele foarte accesibile. A fost bine. Sperăm că iau notă mare. Ce ți-a plăcut? Rezumat la subiectul 2 și a fost destul de ușor, aș zice eu. A fost destul de bine. Foarte greu la început, până ne calmăm, dar în rest a fost ok. Bine, am descurcat bine, a fost ușurel, a zice, da, și sperăm notă mare. Dacă stai așa să-l faci, e ușor. E ușor. La ce notă te aștepți? 9.30, cam așa. Păi, a fost destul de ușor, nu a fost așa greu, au picat niște subiecte ușoare. Ce subiecte? Păi, ne-a picat un rezumat de făcut la subiectul al doilea, iar la primul subiect au picat două texte. Mi s-a părut destul de ușor, n-a fost complicat. Potrivit procedurii publicate de Ministerul Educației, notele obținute la simulările naționale nu sunt afișate și nu sunt făcute publice. În schimb, rezultatele obținute de elevi la simulările naționale sunt comunicate acestora și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor. Marți, 21 martie, urmează testarea la matematică, iar pe 29 martie elevii vor afla rezultatele, urmând să stabilească ce și cât mai au de învățat până la examenul programat în vară.